Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit la Viața în Culori. E multă soare afară, soarea este și în studioul nostru și în sufletele noastre, pentru că asta ne aduce bucurie și fericire. Astăzi vom vorbi despre pasiuni, ce ne-am face fără aceste pasiuni în viața noastră și o vom face alături de invitata mea de astăzi. Pentru prima dată ne vedem într-o astfel de formulă. Este vorba despre Daniela Pățenchi. Bună ziua, Daniela! Bună, Monica! Și eu pe Daniela recunosc, o cunosc și m-am familiarizat cu activitățile ei de pe pagina ei personală de Facebook și am fost foarte încântată de tot ceea ce am găsit acolo. Și dacă vorbim de pasiuni, atunci cu siguranță Daniela este în măsură să vorbească despre asta. Să începem cumva cu începuturile activităților tale, Daniela, în sensul acesta. Când ai simțit tu nevoia să faci altceva decât făceai până atunci în meseria ta? Da, așa este. Toți trăim într-o fel de viață ordonată de societate, de reguli, de legi, de convenții și asta este bine, este frumos, doar că fiecare dintre noi avem la un moment dat mai devreme sau mai târziu și mă bucur fantastic pentru cei care au această trezire mai devreme decât am avut-o eu, un sentiment că nu suntem pe pământ veniți doar pentru a ne respecta anumite reguli, de a ne încadra în anumite convenții, de a face toți aceleași lucruri. Casă, serviciu, o vacanță, câteodată o întâlnire, familie, copii, și atât. Nu? Da, și toți căutăm să vedem care este rolul nostru, ce putem face mai mult de atât pentru a ne simți în suflet împliniți, mai frumoși, mai bucuroși, mai bine. Ce a făcut? Când s-a produs această schimbare, această dorință de schimbare? Dorința era, dar era în interior tot timpul și mocnea așa și se rezuma doar la o întrebare care era în mintea și cred că și în sufletul meu și spunea, care e rolul tău de fapt? Ce poți face mai mult de atât? Mărturisesc că nici acum nu l-am aflat, însă sunt într-o veșnică căutare și ceea ce îmi place cel mai mult să cred despre oameni când se dezvoltă, când se dezvoltă personal, cred că aceia dintre noi se dezvoltă care de fapt sunt curioși. Și curiozitatea asta este frumoasă și la copii. Dacă ați văzut, copiii vor să afle tot timpul lucruri pe care noi ca adulți avem răbdare sau nu să le explicăm, să le arătăm, să stăm cu ei, să descoperim lumea, dar asta îi face pe ei să devină mai inteligenți, mai creativi și noi ca suflete, cred că asta este menirea noastră, să ne dezvoltăm cât mai mult și să fim fericiți. Eu cred că Dumnezeu, într-adevăr, ne-a lăsat pe pământ să fim fericiți. O să spună că singura constantă a vieții noastre este schimbarea și o evoluție. Și e clar că la un moment dat să simți nevoia să faci și altceva decât ceea ce faci până atunci, nu? Exact. Și să vrei să te regăsești printr-o altfel de activitate. Tu cu ce ai început? Am început, pur și simplu a fost un declic, așa că din viața aceea de femeie care mergea la serviciu, creștea un copil la școală, mergea, mă rog, activități din astea, rutine zilnice, s-a întâmplat să fiu anunțată de o prietenă bună de-a mea că urmează să fie o conferință, un curs cu, dacă pot să spun, cu Oreste Teodorescu. Eu am zis, wow, sigur, știu pe Oreste, zic, hai să merg să văd cursul lui. Și a fost aici în oraș, acum 5 ani, chiar la începutul lunii mai. Era ceva nou pentru mine, erau lucruri despre care auzisem, dar nu știam că oamenii trăiesc cu asemenea lucruri, că fac meditații, că explorează, că văd lumea cu alți ochi. Și când s-a anunțat că va fi și o tabără în vară, am zis, wow, e de mine. Și merg, cu soțul meu sau fără, eu merg. Și am mers și acolo am găsit oameni care rezonau
cu mine, adică vorbeam aceeași limbă, căutam aceleași lucruri și vreau să spun că de atunci merg în fiecare an, am mers și iarna la munte și... E o tabără de dezvoltare personală, da. Nu? Uh-huh. O tabără de dezvoltare personală și oamenii ăștia cu care merg în tabără s-au dezvoltat și s-au schimbat între timp și eu la fel, pentru că dacă în primul an m-am dus acolo să văd ce este, să aflu, să descoper ceva nou, anul trecut deja aveam... puterea să aleg la care cursuri să merg sunt pentru mine, la care mai bine stau puțin la plajă. Adică... Uite că ai ajuns să te cunoști, da. Să îți descoperi și să-ți identifici corect nevoile, exact. Și să cauți tocmai acele activități care se pliază, exact. Pe asta. Da, da, da. Mm-hmm. Și la început a fost curiozitatea aceea de a face ceea ce auzeam doar un pic de numerologie, un pic de cristaloterapie, cum se purifică cristalele, cum lucruri din astea interesante, cum se face analiza numerologică, matricea unei persoane. Deja începeam să cunosc altfel de lume, oamenii erau în preajma mea altfel, dar asta a fost doar începutul și consolidarea a ceea ce avea să devină mai târziu și ceea ce simt acum și cresc, cred că încă mai cresc și sper în domeniul ăsta, sunt de fapt și cursurile, dar cărțile. Cărțile mi-au schimbat cu adevărat viața. Eu citeam foarte mult pentru că la bază sunt filolog, dar citeam, mă recunosc, multă beletristică și, bineînțeles, îndrăgostită peste măsură de literatura engleză, de teatru, cu care cochetezi, da, acum, pentru că ești actriță în trupa, da. De teatru Dan Alexandrescu, nu? Da, actriță amatoare. Amatoare, da. Dar o faci foarte bine. Eu am fost la câteva piese și invităm pe toți cei care ne privesc, da, să facă acest lucru, pentru că am râs la o noapte furtunoasă, am râs în hohote și, da. Piesa pe care ați lansat-o de curând și pe care o să o vedem și lunea viitoare. Viitoare. Da, da, la fel e foarte, da, este atractivă. Comedie frumoasă și ritmică, antrenantă, chiar ne-a ținut și pe noi actorii într-o priză, așa, și în repetiții și la scenă ne-a ieșit foarte bine. Adică noi credem că bine pentru o premieră unde emoțiile sunt uriașe. Sigur, și ați muncit mult în sensul, da. Acesta. Felicitări! Da. Daniela, am o curiozitate. Cum te-au perceput cei din jurul tău? Pentru că aceste schimbări nu sunt tocmai comode. Nici pentru cei care sunt în apropierea ta, pot fi privite cumva ciudate în ghilimele. Da, eu niciodată nu m-am uitat la telenovele și nu am pierdut timpul la televizor, însă uneori mă mai uitam la talk show-uri politice, la filme, așa. Acum am cam eliminat lucrurile astea din viața mea și în momentul în care vorbeam cu cineva, da, Oreste zice să nu trecem nicio bătrânică forțat strada și mie îmi place maxim vorba asta, adică dacă omul vrea și este curios să afle și ai cu cine vorbi, ok, vorbești cu el, dar așa forțat nu poți, pentru că te percep ca pe un ciudat. Și dacă spun mă duc într-o tabără sau merg la un curs, am mers la fel și fel de cursuri de vorbitori în public, de fel și fel, așa, o să vorbim poate altă dată. Când merg la un curs, ce ți-au făcut acolo, ți-au spălat creierii? Am mai auzit-o, așa, da, formularea, da, aceasta, da, da. Așa, sau prima întrebare, câți bani ai dat acolo? Știi? Ce făceai cu banii ăștia, știi? Ei, da, știu, dar dacă eu i-am investit în asta, i-am investit în mine în primul rând. Ei, și a fost o schimbare, adică, în afară că poate m-au perceput, unii m-au perceput ciudat, dar asta a fost la început. Vreau să spun că dintre prietenii apropiați sau mai puțin apropiați cu care am vorbit acum 3-4 ani, poate că aceleași subiecte, acum mă caută ei și vor să mai stea de vorbă cu mine, vor să împărtășească o anume situație, să discutăm și asta mă bucură, am zis ok, nu mai suntem doar acei 1% din populație care sunt interesați de dezvoltare personală. A crescut numărul, a crescut procentul, se adună mai mulți în jurul nostru, suntem o gașcă mai mare, exact, și mai puternică. Da. Daniela, oamenii au început să se întrebe, ok, care-i sensul meu pe pământ? De ce sunt eu aici? Sunt eu fericit? Ce pot face pentru fericirea mea, pentru sufletul meu, dincolo de a acumula material și de a avea un statut în așa societatea este. Aceasta? Da. Da, așa este și eu chiar am simțit asta la, cum spuneam, la apropiați și am pierdut, într-adevăr, unele
prietenii, să spun așa, nu ne-am mai văzut atât de des, nu ne-am mai... Pentru că nu ați mai rezonat. Nu am mai rezonat cu anumite persoane, da. Poate că m-au perceput un pic arogantă, cred, dar mi-asum. Pentru că era și eu, într-o carte de a lui Izei Hay, spunea acolo că în momentul în care am început să nu mai... am oprit bârfa, nu am mai bârfit, mi-am pierdut prietenele. Pentru că spunea. Nu mai aveai subiecte de discutat. Acum ies la o cafea, dar vorbim despre altceva. Despre idei, despre altceva, lucruri care ne-a folosit. Ce am făcut, cu ce ne-am îmbunătățit viața, stilul. Ce am învățat, ce planuri de viitor avem în sensul acesta. Da. Și să revenim la cursurile pe care tu le urmezi și mie îmi plac tare mult. Noi astăzi am decis cumva să ne oprim asupra unuia dintre ele care îți dezvoltă ție foarte mult creativitatea, nu? Da. Pe lângă cele de dezvoltare personală în care avem foarte mult de câștigat pe plan psihic, fizic, emoțional, așa, inteligența emoțională ne crește mai mult, sunt câteva ateliere la care îmi face o deosebită plăcere să particip. Și sunt mai multe genuri de ateliere, dar astăzi o să vorbim despre cele de creație care au loc la Piatra Neamț, sub îndrumarea unei dragi prieteni, acum pot să spun, Silvia Ionescu, care este asistent la Universitatea la Ion Mincu în București și care, fiind din Piatra Neamț, când vine acasă, odată la o lună și jumătate, organizează câteva ateliere. Eu nu am știut despre ea, recunosc, până în aproape un an în urmă, în vară, când o prietenă din Bacău mi-a zis că ea merge la un atelier de măști venețiene. Am zis, nu e de mine, măștile venețiene nu sunt de mine. Încă mai aveam convingerile acelea, dar acum, pentru că sunt și practician avansat, Theta Healing, și știu ce înseamnă o convingere de subconștient și numai când spun un lucru sau când îl aud la cineva sau îmi dau seama că e ceva, nu e în regulă, atunci hai să vedem de unde vine convingerea asta și cum o putem elimina, pentru că ne trage înapoi și nu ăsta e interesul. Așa, când am spus că nu e de mine, că astea sunt ceva malefic, Veneția, nu e pentru mine, sigur. Pentru că m-am zis, wow, de unde e convingerea asta? Hai să o scoatem. Și nu a durat, cred că jumătate de oră și m-am convins că nu e bine ceea ce gândesc și că trebuie să merg să văd ce se întâmplă acolo. Și am mers, a fost super fain, fantastic. Spune-mi, la astfel de ateliere întâlnești și domni? Au și ei astfel de deschidere? O singură dată a venit un domn, da. În general vin doar femei și au venit copii, fete tinere, chiar copilași. O să vedeți dacă punem o să punem imaginea pe fundal. Da, chiar la măștile venețiene, o să credeți că era ceva complicat. Însă nu era complicat. Domnișoara care ne prezintă și ne primește la dumneavoastră acolo în atelier, ne face întotdeauna o istorie a subiectului despre care este vorba în ziua respectivă, ne pune la dispoziție materiale și noi plecăm acasă cu obiectul pe care îl creiem singur, ceea ce este frumos. Ce satisfacție personală trebuie să ai. Cum te îmbogățesc aceste ateliere? În primul rând, sunt câteva ore de a face altceva, de a-ți pune mintea, creativitatea la treabă. Ne întâlnim acolo oameni care în scopul ăsta am venit, nu suntem pur și simplu adunați ca într-un autobuz sau așa, și despre asta vorbim, de asta facem, colaborăm, dăm și mie cu tare obiect, am nevoie de... Și lucrăm acolo 3-4 ore cât durează un atelier din ăsta, unele mai... Silvia tot timpul se zice că mai puțin, dar nu reușește pentru că noi suntem începătoare și până uscăm, până tăiem, până nu știu ce, să ne iasă bine, să ne iasă frumos, obiectul nostru să fie super, ce să ne iasă. Și asta este frumos pentru că ne întâlnim cu oameni care au aceleași pasiuni și petrecem câteva ore minunate. E și prilej de a socializa în același timp, de a interacționa cu oameni pe care nu i-ai cunoscut până atunci, dar care au aceeași dorință ca și tine. Nu? Unde te mai pui că pleci acasă cu un obiect făcut de mâinile tale? E o contribuție proprie. Și cred că e o satisfacție și mai mare când dăruiești celor dragi lucruri
pe care tu le faci. Mm-hmm. Da? E parte din sufletul tău exact. Acolo. Mie m-au plăcut extrem de mult aceste ceasuri decorative, da. Daniela. Mm-hmm. Cum se realizează? Ele cum nu se sunt fac? Doar decorative, ele chiar ele funcționează. Sunt funcționează, da? Sunt ceasuri de perete, funcționează. Ia să le arătăm un pic, sunt așa. Foarte frumoase. Acesta așa. Este aproape finisat, doar mm-hmm. mecanismul, nu știu dacă este bine fixat. Așa, iar acesta este în lucru. Iată, acesta așa. Ne duce cu... Altul nu mai am. Romantic. Am făcut mai multe, dar le-am dat toate cadou. A fost plăcerea de a participa la acel atelier de măști venețiene și apoi am ținut legătura cu domnișoara și la următorul atelier... Am mers cu mare drag, era, cred că, pictură pe haine. Mm-hmm. Și m-am gândit eu ce să-mi fac, dar nu am hotărât, vreau să-mi fac o fustă, nu știu ce, și am zis, ok, bine, dar în ziua respectivă, pentru că domnișoara a spus că ne punem la dispoziție niște tricouri și o să le pictăm, eu am zis, bine, atunci să-mi iau pantaloni. Eu nu prea umplu în pantaloni, prietenele mele știu, așa? Și zic, bine, să-mi iau pantaloni ca să schimbăm tricou. Și când am ajuns acolo, eu, de fapt, aveam o bluză pe mine, când am ajuns acolo, nu mi-a plăcut tricou pe care vi l-a dat. La mult era tricou simplu, alb, așa, și nu am vrut. Și atunci zic, o să-mi pictez bluza mea. Ceea ce am și făcut. Da. Și sunt așa de încântată că a ieșit mai fain decât un tricou, fie el alb, negru sau altă culoare. Și e foarte da, și... practică, pentru că da. Poți să o porți. Exact. Și chiar se pictează frumos pe textile și se mm-hmm. pot picta foarte multe lucruri, orice. Am înțeles că sunt și doamne care fac lucrul ăsta ca să le expună și să le vândă. Sigur. Sunt niște lucruri mm-hmm. foarte frumoase. Și sunt foarte scumpe totodată, pentru că da. Iată, așa. E lucru manual. Atelierele astea la care merg, bineînțeles că fiecare dintre noi au să facem și noi acasă din astea. Asta mm-hmm. e clar. Deci întotdeauna facem și noi din astea. Și întrebăm, Silvia, de unde ai procurat materialele astea? Ce ne trebuie? Picturi, acrilurile sau eu știu ce. Mm-hmm. Cum trebuie să facem fie, facem poze da? Noi la ce trebuie mm-hmm. și facem și noi acasă. Ei, nu s-a întâmplat nici la măști venețiene, nu s-a întâmplat nici la pictură pe haine. Următorul atelier a fost despre tehnica decupajului și am făcut această cutiuță. Aceasta ce a fost interesantă este, foarte mm-hmm. interesantă. Da, și este dată cu tot felul de lacuri și cu un lac de crăpare, cu verniluri. Fiecare dintre noi și-a pus imaginația la grea încercare, pot să zic, și a combinat. Mm-hmm. Se fac, de fapt, cu niște șervețele, cu niște lacuri, se dau cu niște... Tehnici pe care da, voi le învățați acolo. Nu este absolut acolo, nimic nu? Imposibil. Mm-hmm. Este ceva frumos, creativ. Chiar m-am gândit că e păcat că, într-adevăr, acum copiii foarte mult stau pe calculator sau pe tabletă și un gen de ăsta de lucru efectiv s-ar putea face într-un after school sau undeva mm-hmm. unde să mai sau fac chiar și la să clubul familie. Copiilor da. Da, și cu mm-hmm. familia ce frumos, exact. Da, da, da. Duc aminte că ne-am confecționat mărțișoare exact. Prin tehnica quilling și e foarte interesant eu am făcut cu Fimo și mm-hmm. toți colegii mei, inclusiv cei de la teatru, au primit mărțișoare făcute de mine, pentru că nu cumpăr mărțișoare, le fac eu și da. Asta este altă treabă, adică sunt așa de multe, ți-am zis activități pe care da. Le desfășori și care ți-o sunt da, foarte îmi dragi. Îmi umplu timpul, adică în timp ce ascult pe internet sau pe calculator un CD, ceva motivațional, uh-huh. îmi place să-l ascult pe Wayne Dyer, el vorbește și eu lucrez ceva în timpul ăsta. Adică prefer să-mi petrec seriile, mai ales astea care au fost acum mai lungi de iarnă, într-un mod, zic eu, plăcut, creativ și chiar dacă se creează așa un pic de dezordine acasă, că îmi pun pe o mază toate alea și mi le scot, dar e frumos. Spune-mi, sunt, nu știu, prietenele tale interesate, te întreabă cum ai făcut, cum ai realizat un anumit obiect, da, vor să ia parte la... Da. Mă întreabă, numai că... Să opresc la... Rog câteva... și-au manifestat dorința de a merge, dar s-a nimerit că au avut altă treabă în ziua respectivă sau, adică s-a simțit că nu a fost poate cu o determinare. Eu dacă îmi programez că este, atunci Doamne ferește, se întâmple ceva fantastic, altfel eu merg, adică bine, poate că ține și de firea omului.
Și una sau două prietene, da, m-au însoțit. Eu mai merg și la altfel de ateliere, merg și la ateliere de făcut cosmetice naturale. Da, o să vreau să realizăm o emisiune și să o ne explici de detaliu. Da, și ateliere de gătit la Miclăușel și tot felul de lucruri din astea. Astea sunt, acum suntem pe partea de creație. Pe urmă a mai fost un alt atelier de tehnica mozaicului. Mi s-a părut foarte interesant pentru că din niște pietricele mici de ceramică, colorate și așezate într-un anume fel, poți să-ți decorezi anumite obiecte din casă, o farfurie pe care să o pui pe perete sau o vază sau orice, o cană. Iată, cât de important este că poți să-ți faci lucrurile din căsuța ta cu mâinile tale și cu imaginația ta. Nu e nevoie să apelezi la alți oameni și să-i plătești pentru asta, pentru că în fiecare din noi există o astfel de sămânță, de creativitate. Trebuie doar să o lăsăm să iasă la lumină și să o Eu cred că noi suntem într-adevăr niște scântei divine și dacă Dumnezeu este creație, atunci noi suntem creație, doar că nu scoatem la iveală din noi acea putere de a ne manifesta. Și pur și simplu stăm așa ca într-un fel de glob, de sticlă și ne manifestăm doar și ne învârtim cumva, nostru, da. Într-un fel de confort, zona de confort. Zona asta de confort e bună, spun unii, eu zic că nu e bună. Eu zic că e bine, foarte bine este când ieși din zona de confort și intri într-o zonă de disconfort. În acea zonă de disconfort, abia atunci îți pui întrebări, abia atunci cauți, abia atunci devii curios și afli multe lucruri și vezi că, de fapt, orizontul este mult mai larg, că despre asta este vorba, de fapt. Când începi să-ți pui întrebări, ești pe drumul cel bun, eu zic. Poate unii oameni s-ar întreba, e nevoie de resurse materiale ca să faci asta? Ai nevoie de bani ca să produci schimbarea în tine? Poate că da, dar banii aceștia se duc din altă parte. Adică dacă până la un anumit moment îmi plăcea să merg cu o prietenă, hai să mergem la shopping, pentru că nu pentru că aveam să-mi cumpăr ceva necesar, o haină sau ceva necesar, ci pentru că pur și simplu sunt reduceri. Și dacă sunt reduceri, ce trebuie să mă duc să golesc magazinele? Acum nu mai sunt. Să iau ceva ce să țin în dulap? Da, adică nu mai sunt persoana aceea care să merg. Eu chiar, poate că cineva o să zică că sunt ciudată. Poate că sunt. Eu n-am fost la un cinema, mă rog, la un mall, la cinema, cred că 2-3 ani. Adică nu înțeleg de ce, pentru că filmele alea oricum o să fie date și pe canalele de televiziune, o să le văd și pe internet, dacă aud că sunt bune și cu toate astea sunt la curent, nu pot să zic că nu sunt, că le văd, le știu, le urmăresc oricum, însă nu sunt atât de pasionată să petrec câteva ore pur și simplu să mergem până la mall. Da, de ce să mergem până la mall? Adică și mall-urile sunt pline, Daniela. Da, sunt pline, e ok. Și eu am făcut parte din acea categorie, dar nu mai sunt acum. Acum, dacă merg să mă întâlnesc cu o prietenă, să stăm la o cafea sau să facem ceva expres, să luăm un lucru sau atât. Te duci țintit. Da, cam țintit. Adică asta a fost. Am luat într-o parte și am pus în cealaltă. Și am pus în buzunărelul acela care înseamnă dezvoltare personală și pentru mine este fantastic ce se întâmplă. M-am transformat și toată lumea a spus că m-am transformat. Bine, m-am transformat și un pic și fizic, dar lumea chiar vede că sunt altă persoană și mi s-a întâmplat. Am mai spus asta prietenilor. Poate că persoana care a făcut lucrul ăsta o să se uite să-l să vadă. Eu am mers pe stradă, așa cum merg de obicei, zâmbind. Și o doamnă, mai în vârstă un pic decât mine, s-a uitat așa lung și am crezut că vrea să mă întrebe, că am observat că se uită țintă la mine și zic, cred că vrea să mă întrebe indicații, să ajungă într-un anume loc, în oraș. Poate nu-i de aici. Și m-au prins și a zis că trebuie să vă opresc, să vă spun că eu nu am văzut pe stradă persoane care să meargă zâmbind. Și dumneavoastră sunteți singura. Și am zis, wow, păi despre asta este vorba, pentru că atât de multă lume în ziua de astăzi este încrâncenată, pot să zic, nu numai îngândurată, încrâncenată, și asta este periculos, pentru că devenim așa ca un fel de turmă din asta care face doar anumite lucruri pentru supraviețuire și nu este bine. Nu despre asta este vorba. Adevărat al vieții. Uităm despre ce este vorba și este vorba despre a fi fericit, despre a fi împlinit, despre a te simți bine cu tine, cu familia ta, cu prietenii, cu mediul în care trăiești. Despre asta este vorba. Poate fi privit ca fiind o chestie egoistă? Ca un egoism? Poate, da. Iubirea aceasta de sine, adică pentru tine, faci lucruri să te ajuți pe tine? Da, uite, acum mi-a venit în minte să spun că
Acum câteva zile, o prietenă de-a noastră a spus, noi i-am spus să trăiești, să fii fericită și a spus, da, copiii mei să fie bine. Și atunci am zis, wow, aici ceva nu e în regulă, că ți-am zis de la chestia asta cu Theta Healing, am tot felul de analize. Aici nu e în regulă, pentru că de ce să fie doar copiii bine? Tu nu trebuie să fii bine ca să ai grijă de ei? Ea nu s-a gândit la asta. Ea s-a pus cumva în spate, dar nu e vorba despre asta. Nu știu dacă e vorba de un egoism. Poate că e un egoism, dar e un egoism bun pentru că atâta timp cât tu ești bine și cei din jurul tău sunt bine. Adică eu nu pot să fiu bine acum și să mă duc la serviciu și cei din jurul meu să fie doar triști și... Eu poate vin și le spun o glumă sau le spun ce am binele făcut tău și se răvarsă, da, asupra celor din jurul tău. Tu fiind un om fericit și plin de iubire, o reverși și acest lucru asupra celor din jurul tău care te înconjoară. Da. Și acum când ai zis de iubire, uite, iar mi-a venit că noi fiecare mergem la biserică și acolo se spune că iubește-l pe aproapele tău. Dar cum să-l iubești pe aproapele tău dacă tu nu știi să te iubești pe tine? Dacă nu știi ce e iubirea, da, dacă nu știi, experimentezi cu tine. Efectiv, da. Da, da. Și asta este că la noi e foarte înrădăcinat așa să dacă e rău și lucutărică să-mi fie și mie, s-au întâlnit chiar mama mea, s-a întâlnit ieri cu o fostă colegă de aici de la serviciu că e pensionară și eu ascultam ce discutau și m-am mirat, deci era vorba despre cât e de bolnavă una și cât de multe medicamente ia cealaltă, despre asta era vorba și nu despre asta e vorba, e vorba de faptul că ai copii, că ai nepoți, că poți să-i ajuți într-un fel, că poți să te bucuri cu ei chiar făcând anumite lucruri de genul ăsta, chiar și sunt. Și persoanele în vârstă își găsesc astfel de îndeleniciri dacă ne uităm un pic în jurul nostru, nu? Fie cosau mileuri, nu? Proșetau, împletau lucruri pentru nepoței, pentru vecini și le aduc o mare satisfacție. Aceasta este, de asta vorbim și despre art-terapie și despre terapia ocupațională. Exact, exact, da. Asta este foarte bine și chiar m-aș bucura ca tot mai multe doamne în vârstă care nu mai sunt în câmpul muncii să facă anumite lucruri de genul ăsta, chiar să le vândă, adică acum se pot vinde pe internet. E păcat pentru că își umplu astfel viața și nu au doar traseul acela cu sacoșica dimineața la piață sau un pic la biserică. Sau telenovela de la ora respectivă, nu? Da, sau întâlnirea cu vecina care, iată, te umple cumva și te apasă și cu grijile și cu supărările și ei. Trebuie doar atât, un pic, pentru ca să ne dăm seama cu toții că viața poate fi mai frumoasă și mai colorată, cum spui tu în emisiune, da? Da. Mai colorată decât ceea ce este acum, în momentul ăsta, pentru fiecare și care poate reprezintă o nefericire, o nemulțumire, o neîmplinire. Hai să vedem că poate să fie mai mult de atât. Doar că nu trebuie să așteptăm asta de la cei din jurul nostru și nu trebuie să găsim vinovați dincolo de noi. Trebuie să ne scuturăm așa un pic și să vedem ce putem face noi în situația dată pentru noi. Clar. Pentru să ne ajutăm. Resursele sunt în noi. Noi trebuie doar să le scoatem la suprafață, atât. Mulțumesc, Daniela, pentru vizita ta de astăzi în studioul nostru. Lucrurile pe care le faci sunt absolut minunate. E foarte bine să învățăm de la copii, să lăsăm copilul din noi să iasă la lumină și să ne bucurăm de ceea ce avem frumos în viață, că în jurul nostru, iată, sunt oameni de la care putem învăța, sunt informații pe care le putem accesa, cursuri pe care le putem urma, și care ne pot îmbogăți pe noi sufletește. Îți doresc mult succes în continuare și te aștept cu mare drag data viitoare. Cred că mi-ar plăcea tare mult să vorbim despre creme și să te vedem acolo la lucru cum le prepari. Creme și parfumuri. Și parfumuri. Wow, ce minunat! Suntem înăbunite noi femeile după asta și bărbații mai nou. Vă dorim numai bine până data viitoare, să aveți sufletul plin de iubire și în viața dumneavoastră să vină tot ceea ce este mai frumos. Mulțumesc și eu, la revedere!